Comuniștii își doresc funcții de conducere în mai multe instituții care se află sub control parlamentar. Despre aceasta a declarat președintele PCRM Vladimir Voronin la postul public de radio. Acesta a spus că partidul va delega în mod obligatoriu specialiști pentru ocuparea acestor funcții. Voronin a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba de funcții de conducere de la Curtea de Conturi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Observatori al Companiei Publice Teleradio Moldova. Totodată, Vladimir Voronin a subliniat că PCRM nu se află la guvernare. Referindu-se la programul de activitate al guvernului pentru anii 2015-2018, Vladimir Voronin a spus că acesta conține câteva prevederi importante, printre care deblocarea activităților cu partenerii strategici, Federația Rusă, țările din CSI, păstrarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova. Deși a susținut acest guvern, Voronin a declarat că este nemulțumit de activitatea cinci miniștri, fără să dea nume însă. Liderul comuniștilor regretă că președintele României, Klaus Iohannis, nu a dorit să se întâlnească și cu opoziția din Republica Moldova.